Marius Gavrilă este omul care a pierdut pariul cu mine, dar de fapt a câștigat un pariu pentru el, cu sănătatea. Acum, Andreea Tonciu e hotărâtă să mă audă cântând în platoul emisiunii. Dar eu sunt sigur că o să o tatuez pe ea cu harta României, pentru că ăsta e pariul meu cu Andreea Tonciu, pe care l-am pus luni aici în emisiune. Dacă ea nu învață geografie, o să aibă o hartă desenată chiar pe ea, ca să nu mai încurce nordul cu sudul, estul cu vestul. Iar dacă ea va ști geografie, o voi cânta piesa Andrei ca la meteo aici live în platou. Așa că în curând vom vedea cine câștigă pariul, dar deocamdată ea s-a pus cu burta pe carte, așa că priviți prima ei lecție de geografie. Tonciu, la tablă. Domnul profesor a fost punctual și a venit pregătit pentru o misiune imposibilă. O lecție de geografie cu eleva Tonciu Andreea. Să înceapă lecția. Am văzut că nu știm provinciile istorice. Zona istorică? Palamonte este, nu? Zona istorică? Păi da, acolo e Castelul Pele și Castelul Bran. Atunci, regiuni istorice. Nu știu. Avem o dată Moldova. Da. Avem o dată Transilvania. Da. Avem o dată Oltenia. Da. Avem o dată Muntenia. Și Dobruș. Astea sunt... regiuni istorice. Forme de relief, care le știi. Nu știu. Am învățat la școală, dar am uitat. Ce e înalt ca formă de relief? Bradul. Cum ce munți? Denumirea munților de pe teritoriul României. Munții Carpați. Așa. Așa. Avem dealuri și podișuri, da? Sub Carpații. Imediat. Carpații meridionali, nu? Bun, care sunt aceștia? Mi-aduc acum aminte. Auziți, geografia asta e de clasa 4-a? Este de a 4-a, de a 5-a, de a 6-a, dar bănuiesc că putem merge înainte. Am văzut că am evoluat. Ce ape cunoști? Fluviul Dunărea, Marea Neagră, râuri. Fluviul Dunărea îl avem la granița de sud. Alte râuri mari cunoști? Marea Neagră. Marea Neagră este un râu. Râul este acoperitor. Așa. A, păi știu. Siretul. Perfect. Unde găsesc Siretul? În ce zonă? În Moldova. Ce râu trece prin București? Unul mai mare. Prin București? Uh-huh. Râul de lângă. La Unirea. Dâmbovița? Bingo. Este un râu, da? Care Ena. Traversează Bucureștiul, se varsă în râul Argeș, iar apoi în... Ia uzi, Dâmbovița e un râu. Dar ce-a putut? Păi nu credeam că e un râu. Unde? Că n-am văzut că se varsă undeva. Se varsă dincolo de București, nu chiar în București. Noțiunile elementare nu o sperie pe Andreea, ba chiar se laudă imediat cu ceea ce a învățat. În est avem Moldova. Bun, Republica Moldova. Republica Moldova, așa. Chișinău. Chișinău așa. Ce este? O țară. Măi, doamna profesoară, cum să fie, sau domnișoara profesoară, cum să fie Chișinău o țară? Oraș? Oraș, da. Dar ce oraș? Cum ce oraș? Capitala? Moldovei. Republicii Moldova. Bun. A, da, gata. A, păi și stați puțin, dacă vreau să mă duc în Moldova, pot să mă duc numai în Chișinău? Nu, poți să te duci în întreaga Moldova. Regiunile istorice. Hai să Moldova! Perfect. Ha-ha, vrei ținut? Eu rețin. Hai să vedem o altă provincie istorică. Bucureștiu. Ca zona ar fi istorică, însă o regiune istorică mai mare. La sud de Carpați. Craiova. Craiova este un oraș. În sud ce avem? Pe cum ce avem? La stânga Oltului ce avem? Oltenia. Perfect. În interiorul Arcului Carpatic ce-a zis? În interiorul cui? Arcului Carpatic. Transilvania. Iar în vest, unde întâlnim orașele Arad, Timișoara, dar și altele? Banatul! Andreea, de ce România este o țară carpat? Care? Mulți, mulți. Carpați, bun. Danubiano, de ce? Pentru că se află munții Carpați în România. Nu, Carpat am zis, pentru că sunt munții Carpați. Danubiano, pentru că avem, sau Dunăreană, pentru că avem fluviul Dunăreană. Da. Iar Fontică, pentru că? Îl avem pe domnul Victor Ponta.
Este și asta o marile ape ale României, ca să ne exprimăm corect și parțial. Da. Deci Marea Neagră, bun. Dunărea. Ei, doar acolo e Dunărea? De unde pornește Dunărea? De pe aici, ia uite, de aici pornește Dunărea. Și ce creează acolo? Ți-am zis, la vărsarea Marea Neagră. Un râu. Ce creează? Vărsarea. Delta. O delta a Dunării. Da? Are simțul umorului, dar îi lipsește simțul orientării. Până să învețe care e treaba cu punctele cardinale, Andreea încearcă să se lămurească în legătură cu lumea în care trăiește. Nu de alta, dar poate-i vine o idee pentru destinația următoarei vacanțe cu Nichi. Câte continente are Pământ? Sunt 5. Care sunt? Australia, bun. America, bun. Europa. Hai să ne mutăm la hartă. Australia este... Ne uităm atent pe hartă. Ia uite-o! Perfect! Australia... Hai să vedem un alt continent. America! Bun, care e... America? Stați acum că mă uit să văd și eu... Aici e America. Statele Unite ale Americii. Este o țară, dar un continent? Tot ăsta e America. Aia e America de Nord. Există America de Sud, dar acolo am fost și în America de Sud. Hai să vedem. Aici, în Mexic, am fost. Ei, Mexicul nu este în America de Sud. E în America de Nord și America Centrală. N-am înțeles eu bine. Putem găsi și o America de Sud. Unde găsim Sudul? Brazilia. Brazilia este în America de Sud, așa este. Deci am zis așa, America, Australia, bun. Europa. Ei, na. Nu, eu te-am studat, nu ziceam eu. Unde găsim Europa? Europa? Hai, atenție. Aici, Asia. Bun, hai să unde facem Asia. Unde se află India, pe aici. Indonezia, Malaezia fac parte din... O țară mare în Asia. Care... China. Dar și mai mare? Sus. Rusia? Rusia. Face parte din Asia? Mare parte din această țară se află pe continentul asiatic. Și un alt continent, unul veșnic alb, care este? Nu știu. La polul sud, ce avem? Antarctica? Dar ce e în Antarctica? Polul nord, e frig acolo. Ei, am vorbit acum. Ce este în jos? Zăpadă. În sud. Și cum să fie polul nord în sud? În nord este polul nord, în sud este polul sud. Sud. Că aici zăpada nu e, aici este... sunt urși polari. Nu chiar în sud. Unde întâlnim urșii polari? În nord? În nord. Păi și aici în sud ce sunt? Foci? Capitala cui? Statele Unite. Aoleu, New York. Hai să vedem capitala Rusiei. O țară Moscova, mare. Moscova. Bun. Capitala Chinei. Tokyo. Franța? Paris. Asta e ușor din Europa. Anglia? Marea Britanie? Italia. Capitala Italiei, Roma. Da, temă pentru acasă. Subliniez. Avem așa, vecinii României. 1. Recapitulare, că i-am învățat. Băgăm un râu mare aici. De ce? Până la urmă este denumirea unei țări, așa. Ce? Mă așteptam la altceva, dar cu toate acestea a fost plăcut. S-a implicat, curioasă, practic dacă lucrează cu harta, e un pas înainte, are și lacune. Dar la ce nivel ați încadrat-o pe Andreea? În am pornit cam la nivelul a treia, a patra și cred că ajunge la nivelul a cincea, a șasea, poate chiar mai sus dacă îi să ies.